Prostata este o glandă care face parte din aparatul urogenital masculin. El are rol în a produce o parte din lichidul seminal și este util pentru adultul tânăr în procreere. După o anumită vârstă, respectiv în vârsta a treia, se produc modificări în prostată, în structura prostatei și consecutiv și în dimensiunile prostatei. Deci am putea împărți poate puțin artificial bolile prostatei în patologia care apare la tineri, și aici vorbim în principal de infecții ale prostatei, pe care noi urologii le numim prostatite. Ele sunt episoade acute și se tratează antibiotic. Cealaltă etapă ar fi patologia care se întâlnește la bărbații trecuți de 50-60 de ani. Și este vorba de bolile cronice ale prostatei. Aici vorbim și de infecțiile prostatei, care pot fi prostatite acute sau prostatite cronice, dar vorbim și despre adenomul de prostată și cancerul de prostată. Aceste afecțiuni pe care le observăm în general la vârsta 50 de ani, cancerul de prostată apare și mai devreme? Cancerul de prostată este, în primul rând, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neoplazice ale bărbatului. Depășește și inclusiv incidența cancerului bronhopulmonar. Deci este foarte răspândit și el crește ca și frecvență cu cât bărbatul avansează în vârstă. Factorii care determină apariția cancerului de prostată sunt mai mulți. Cei mai implicați sunt odată vârsta, testosteronul și componenta genetică. Stilul de viață sau aspecte legate stilul de viață, alimentație, influențează vreun fel? Nu sunt recomandări specifice ca printr-un anumit regim să pe o persoană să evite sau să aibă siguranța că nu va face cancer de prostată. Partea bună este că sunt la data actuală sunt suficiente mijloace pentru urolog ca să identifice în timp util boala și să o trateze corespunzător. Astfel, chiar dacă am spus că are o incidență foarte mare la bărbați, el nu are agresivitatea și mortalitatea altor cancere. Dar fiind vorba despre un cancer, trebuie luat în serios și tratat ca și atare. Care sunt simptomele pe care le acuză pacientul când ajunge la dumneavoastră? Ce trebuie să știe? Dacă vorbim țintit despre cancerul de prostată, sunt oricine trebuie să aibă niște linii clare și niște directive după care să se ghideze. Și anume, orice bărbat trecut de vârstă de 50 de ani trebuie să vină cel puțin o dată la medic urolog, la vârstă de 50 de ani. Ulterior, un control anual ar fi optim. Iar pentru cei care au un istoric în familie de cancer de prostată, sau dacă știu că bunicul sau tatăl a avut boală de prostată și nu știe exact ce fel de boală este, recomandarea este ca să se coboare nu la 50 de ani, la 40-45 de ani, să înceapă controlul pentru verificarea prostatei. Ulterior, anual, peste 50 de ani, este optim să vină o dată la urolog pentru a identifica din timp orice patologie apare în sfera urogenitală. În câte dintre cazurile sunt pacienții pe care le aveți, lumea vine pentru un screening și pentru un control și câți ajung din cauza faptului că acuză oarecare problemă? Încep să vină și pacienți pentru screening, ceea ce e un lucru bun. Majoritatea pacienților vin pentru probleme urinare. Încep să urineze greu, urinează noaptea, devin pentru un disconfort urinar. Aici, patologiile prostate, respectiv adenomul și cancerul de prostată, se intersectează. Adică nu este o patologie doar în formele avansate, este o patologie specifică pentru cancer, în rest, ele sunt similare. Ca să fie mai clar despre ce acuză pacientul. Accentul va acuză că începe să urineze greu, că trebuie să împingă la începutul urinatului, că se întrerupe jetul urinar, că se trezește noaptea să urineze. Astea sunt cele mai frecvente. Și ceea ce aduce la medic să vină să fie consultat. Care sunt indicatorii cancerului de prostată în punct de vedere al medicului? Ce urmărește? Cum am spus, cancerul de prostată are un avantaj.
Avem un indicator foarte bun, nu este perfect, și se cheamă PSA, antigenul specific prostatic. De ce spun că nu este perfect? Pentru că el nu este specific cancerului de prostată. Este specific prostate. Și alte patologii care afectează prostata determină modificări ale PSA-ului. Astfel, un adenom de prostată poate modifica PSA-ul, o inflamație a prostatei, o prostatită acută, o prostatită cronică, și inclusiv un cancer de prostată poate determina creșterea PSA-ului. Acum, ideea este că sunt și cancere de prostată care nu le putem detecta prin PSA. Adică cancerul există, dar PSA-ul se păstrează în valori normale. Valorile normale, iar, este un termen destul de nu foarte bine definit, în sensul că nu avem o valoare sub care putem spune da, nu este cancer de prostată, și o valoare peste care suntem convinși că este cancer de prostată. Este o zonă gri. O zonă gri la limita, în care nu putem să-i spunem pacientului dacă vorbim despre un cancer sau nu. Și atunci, dacă pacientul se află în această zonă gri, trebuie să facem analize specifice pentru diagnosticarea cancerului de prostată. Este diferite tipuri de cancer de prostată? Sau și în diferite etape? Cancerul de prostată, tot așa ca să fie cât mai simplu de înțeles, are o evoluție diferită în funcție de agresivitatea pe care o are. Și pentru asta avem, urologic, avem o scară, se cheamă scara Gleason, care crește de la 2 la 10. Cu cât este mai aproape de 2, este mai puțin agresiv, și cu cât este mai aproape de 10, este mai agresiv. Care sunt șansele de recurență în astfel de cancer? Șansele ca cancerul să reapară după terminarea tratamentului? Aici depinde foarte mult ce înseamnă tratamentul și ce înseamnă terminarea tratamentului. În care pacientul respectă... În ce sens? Tratamentul curativ pentru cancerul de prostată este tratamentul chirurgical, în principal, prostatectomia radicală. La noi în țară, din păcate, foarte mulți pacienți vin într-o stadiu pentru care nu se mai poate adapta acest tratament. Și atunci se urmează alte tratamente. Tratamente non-chirurgicale? Sau tratamente non-chirurgicale care prelungesc durata de supraviețuire și confortul pacientului de ordinul anilor, dar nu vindecă. Și este un tratament permanent și trebuie o supraveghere permanentă din partea urologului. În practica mea, majoritatea pacienților diagnosticați cu cancer de prostată se încadrează în această categorie. Pacienți la care trebuie supravegheați și tratați. Și nu mai este posibilitatea unui tratament chirurgical care să trateze problema. Este o fereastră destul de mică în care trebuie diagnosticat cancerul de prostată ca să putem vorbi de vindecarea completă a cancerului de prostată. Și fereastra asta ar putea fi prinsă mai repede dacă ar fi un screening corect. Cum influențează tratamentul pentru cancerul prostată viața de zi cu zi? Aici vorbim de două lucruri puțin diferite, adică tratamentul pentru adenomul de prostată și tratamentul pentru cancerul de prostată. Tratamentul pentru adenomul de prostată se face pentru a asigura un confort pacientului, pentru a preveni o alterare a funcției renale globale, iar tratamentul pentru cancerul de prostată este dat pentru a prelungi, tot la fel, pentru a prelungi viața pacientului și asigura un confort al pacientului. Dacă vorbim nu despre tratamentul radical, ci despre tratamentul medicamentos, dacă putem să-i spunem paliativ. În cazul tratamentului radical pentru cancer, cum este afectată fertilitatea sau libidoul și sau libidoul? Aici o discuție sensibilă. În sensul că tratamentul radical pentru cancerul de prostată este cel chirurgical și o frecvență foarte mare a complicațiilor acestei operații este impotența. Impotența secundară actului chirurgical. Este frecventă, dar nu este obligatorie, nu este o consecință? Este frecventă, iar pacientul trebuie să își asume, trebuie să fie informat
și trebuie să fie conștient că acest risc există și este chiar suficient de mare. Post-tratament, după ce pacientul a fost, este ok, a trecut printr-o operație, a urmat tratamentul pentru cancer, cât de des se fac controlele și ce se urmărește la aceste controle? Ce ar trebui să-l aducă pe pacient din nou la medic pentru investigație? În funcție de boala la care, stadiul la care a fost diagnosticat, am spus că tratamentul diferă. La tratamentul chirurgical, la tratamentul hormonal, la radioterapie. Și în funcție de fiecare caz în parte, medicul urolog trebuie și este obligația lui să îi recomande să-l informeze controlele la care trebuie să se prezinte. Noi urmărim mai mulți parametri, dintre care, din nou, PSA-ul este unul dintre parametrii pe care îi urmărim. O creștere a PSA-ului este o alarmă pentru medic, pe care se va axa și va căuta alte investigații specifice. Dar este destul de larg, nu este standardizat. Deci tratamentul și supravegherea post-tratament sau în timpul tratamentului trebuie individualizată în funcție de pacient, în funcție de agresivitatea cancerului, în funcție de tratamentul recomandat. Deci este un spectru destul de larg. Adenomul de prostată este o boală benignă, foarte des întâlnită la bărbați. Și în ce constă? Prostata crește în volum. Prostata, cum am spus, este o glandă aparatului urogenital care se găsește sub vezică. Și prin mijlocul ei trece canalul urinar, respectiv uretra. În momentul în care în prostată apar niște modificări și crește în volum, ea apasă pe uretră. Și atunci urinarea devine dificilă pentru pacient. Jetul scade ca intensitate, apar și fenomene iritative ale vezicii, pentru că este o vezică care se luptă cu un obstacol și încearcă să-l depășească. Tratamentul recomandat îmi place să-l pun pe niște trepte. Mi se pare mai plastic pentru pacient și înțelege mai ușor. Prima recomandare este fitoterapia, respectiv medicamentele din plante. Aici avem extracte din diferite plante, din uleiuri de dovleac, selenoa, repens și altele. Este o multitudine de produse, sunt o multitudine de produse pe piață, care vin fie sub formă de capsule, fie sub formă de ceaiuri, pe care pacientul le poate folosi. Eu personal le recomand în stadiile incipiente. De ce? Pentru că adenomul de prostată este o boală cronică, o boală care se tratează, așa ca și hipertensiunea, pe termen lung, adică ani de zile. Și prefer să inițiez, dacă îmi pot permite, un tratament cât mai puțin agresiv, lăsând pe mai târziu un arsenal mai puternic. Deci asta ar fi prima treaptă, fitoterapia. După aceea urmează tratamentul medicamentos. Aici este la latitudinea urologului să găsească cea mai bună combinație de substanțe, de medicamente care să se potrivească pentru pacientul respectiv. De ce? Avem alfa-blocanții care acționează pe musculatura netedă și ajută pacientul să relaxeze sfincterul neted și să urineze mai ușor. Sunt alte tipuri de medicamente care acționează pe receptorii de testosteron și acționează pe prostată și ajută, scade vascularizarea prostatei, ajută să scadă prostata în velum. Se pot face combinații între ele. Poate apărea ceea ce noi numim vezică hiperactivă asociată cu adenomul de prostată și atunci se pot asocia și antimuscarinici ca să trateze fenomenele acestea iritative ale vezicii. Deci, partea cu medicamentoasă trebuie dirijată atent de medic urolog și trebuie găsită cea mai bună combinație pentru pacientul respectiv. Și ultima etapă este tratamentul chirurgical. Aici este o pleiadă foarte mare de tehnici, de proceduri, de la chirurgia deschisă, de la chirurgia endoscopică. Din nou, urologul are datoria să îi recomande pacientului cea mai bună alternativă.